urma unei căderi de tensiune pe stația de pompare de la Berchișești, s-a format o suprapresiune pe conducta de aducțiune și, evident, conducta a cedat în punctul cel mai slab al acesteia. Respectiv, a apărut o spărtură în zona pe care o vedeți în spatele meu. Sunt afectați aproape toți locuitorii din municipiu, mai puțin instituțiile importante, vitale, respectiv spitalul și fabricile care folosesc apă în ciclu de producție, și toate localitățile din jurul municipiului. În 3-4 ore sper să reușesc să rezolv spărtura, să reparăm spărtura și să dăm drumul la apă, respectiv să amorsăm, să începem pomparea, să amorsăm conducta până în municipiu și să reîncepem umplerea rezervoarelor din municipiu. Se lucrează de aseară, de când a apărut avarie. Se lucrează de aseară, s-a pregătit, cum vedeți, săpătura, groapa pentru identificarea conductei, groapa de poziție și în momentul ăsta sudorii lucrează la confecționarea dispozitivului de reparație.